Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Mă ruga părintele să cânt și eu o cântare și mă gândeam la câteva cuvinte care, prin care să introduc cântarea pe care vreau să o cânt. Și gândindu-mă la acele cuvinte, mi-a venit în minte ceva ce am citit mai de mult, ceva cuvinte de ale fratelui Traian, vorbea despre tineri și despre cum trebuie să fie tinerii, sau mai exact, ce caracterizează pe tineri în special, ce ne face pe noi așa mai special, să zic așa. Și aș dori să vă întreb, ce credeți că ne face special pe noi tinerii? Nu știu, fioare nechipzuința noastră, poate, sau ce credeți că ne face să fim noi tinerii special față de, nu știu, față de un frate de 50 de ani? Nu știți, așa e. Eu mă gândeam că, adică nu eu mă gândeam, eu spunea fratele Traian că tinerii au acel ceva, acea înflăcărare sinceră și acel idealism în gândire pe care multe persoane mai în vârstă consideră așa gândesc, că nu știu, nu zi trecut prin viață să știe că viața e grea, ați greutăți, dar că se trezezi ei mai încolo, se trezezi de la realitate. Și mă gândeam că au și ei dreptate, dar avem și noi, pentru că Hristos și Scriptura ne poruncește să fim idealiști. Adică creștinul prin excelență e idealist. Crede în ceva ce nu vede, n-a văzut și luptă împotriva curentului. Și mă gândeam că toate operele literale și operele muzicale și toate au la bază, dacă vedeți și sigur toți am citit, au la bază eroul acela tânăr, romantic, care merge și luptă și cu sabia și în război și nechipzui, nu-l interesează că în fața lui are 100 de oameni care trebuie să se bată, el se duce, se bate, că așa simte. Și spunea fratele Traian că noi în lupta noastră pentru Hristos trebuie să avem acea înflăcărare, trebuie să avem acel idealism care să ne facă să dăm totul pentru El, să nu ne uităm la greutăți, să nu ne uităm la faptul că avem în față o misiune ce ne se pare imposibilă, ci să avem acea înflăcărare care să ne facă să mergem, să ieșim pe câmpul de luptă și să luptăm. Și eu cred că această dorință specific tinerească de a face ceva măreț, de a schimba lumea, de a nu ne irosi viețile pe ceva. Să vă întreb, care de aici aș dorește, dacă ar fi să ieșim acum la un, nu știu, la un concurs de alergat sau la un fotbal, cine își dorește să piardă cu 10-0 sau să iasă pe ultimul loc sau pe penultimul loc? Toți dorim, locul 1 sau locul 2, 3, să fim în față. Asta e o dorință noastră, tinerilor, de afirmare. Eu cred că de dorința asta de afirmare, spunea fratele Traian, se folosește foarte mult ce rău și Domnul vrea să se folosească de asta. Și cum se folosește cel rău? Păi, ducându-le la cealaltă extremă că nu suntem buni de nimic, ca în deznădejde, sau ducându-ne în extrema că noi putem să facem, prin propriile noastre puteri, să facem ceva, să ne clătim o carieră, să facem bani, să ajungem foarte renumiți. Și eu cred că Domnul vrea ceva pentru noi și o să fie un pic lungă introducerea la cântarea pe care vreau să o cânt, dar spunea fratele Traian că pentru a reuși ca această încredințare și această înflăcărare tinereasă, care este bună, pentru a reuși să o punem în slujba Domnului, trebuie să facem două lucruri, cel puțin. Ceea ce nu fac ceilalți din lume care au această înflăcărare. Ce ne învață lumea e ca să studiem, să muncim, să ne dăm toată silința, ca să ajungem acolo sus, să ajungem să fim bogați. Ce ne învață Scriptura este ca în primul rând să ne apropiem de Dumnezeu și să ne lepădăm de patim. În primul rând de acel eu al nostru care ne spune eu sunt cel mai tare, eu pot aia, eu o să fac, eu o să reușesc, de acel eu trebuie să ne lepădăm și de patimile pe care le avem și apoi să ne punem toată viața noastră și să ne punem toată această înflăcărare
într-o slujbă, în slujba Domnului. Și tot timpul când citesc mă impresionează cum, cât de înflăcărat era fratele Traian când a ajuns la Sibiu și cum muncea din greu și împingea vagonul acela cu cărți, cu reviste ce erau distribuite în țară, le împingea pe linia de tramvai și chiar dacă până la 3-4 noaptea muncea, se întorcea apoi acasă cu bucurie enormă pentru că a reușit să facă lucrul acesta și tinerețea îi permitea pentru că era sănătos și putea să facă lucrul acesta. Și cât de mult avem noi această înflăcărare pentru Domnul și cât de mult îmi mirosez eu, spun mie în primul rând, această înflăcărare tinerească pe lucruri de nimic. Și lucruri de nimic spune Scriptura, nu că e ceva ce statul pe Facebook și astea, că astea clar că sunt lucruri de nimic. Lucruri de nimic pot fi tot ceea ce nu facem pentru scopul suprem al trăirii unei vieți împreună cu Dumnezeu. Și de ce? Mă gândeam, de ce să facem toate lucrurile acestea? Nu putem să stăm frumoși în banca noastră, să ne vedem de treabă. Și legat de ce spunea și fratele Isaac, eu vreau să vin cu un mesaj puțin mai optimist decât al fratelui Isaac, să spun că trebuie să luptăm și că avem acest potențial și avem această înflăcărare în noi, dacă știm să o punem cum trebuie în slujba Domnului și să ne apropiem de El. De ce? Pentru că părerea mea și părerea multor persoane care trăiesc în vremurile acestea e că nu mai avem mult și că se apropie Domnul. Pentru că dacă ne uităm în jurul nostru, toate într-acolo se îndreaptă. Nu avem timp de pierdut, nu avem timp de ocupat cu nimicuri, ci trebuie să ne gândim că poate Domnul vine. Și poate noi o să fim acea generație care va prinde revenirea. Și de aceea vreau să cânt cântarea fratele Traian, care ne provoacă pe toți dintre noi să-L așteptăm pe El. Și să-L așteptăm cu un dor aprins în inimă, nu cu o frică, vai, apocalipsa, se gata lumea. Nu, ci să ne dorim asta. Doamne, vino, Te așteptăm. Și să dea Domnul ca să putem, în primul rând, să pot eu trăi această cântare și să putem fiecare dintre noi să trăim această cântare și să-L așteptăm pe Domnul Iisus. Amin.